Sunt momente în care ai mai mult de un prieten în vizită și încerci să-l îndoctrinezi în cultura gamingului sau pur și simplu vrei să arzi niște timp de pomană. Aici intră în scenă jocurile Hot un obicei al industriei de gaming până în anii 2000, care acum este din ce în ce mai rar întâlnit în titlurile recente. Probabil că mai sunt câțiva dintre voi care și aduc aminte de sesiuni sporadice de Mario Kart, Smash Bros, King of Fighters sau Halo pe console în split screen. Poate chiar un Time Splitters 2 în 4 jucători, cine știe. Cert este că jocurile care vin cu această opțiune devin rapid populare la petreceri și întâlniri cu prietenii. Sunt antrenante, ard timpul mult mai repede, te fac să uiți de griji și până la urmă te distrezi cu cei mai buni prieteni pe aceeași canapea. Clădește amintiri ce vor dăinui peste veacuri sau reversul medaliei, sau reversul medaliei spargi controllerul de Gamecube de nervi. Depinde ce fel de personalitate ești. Astfel ne-am gândit să punem cap la cap o listă de pe Steam care să conțină jocuri hot în patru jucători de la jocuri de petrecere până la chestii serioase, singurul criteriu fiind ca toate cele patru avatare să fie vizibile pe același ecran în același timp, fiecare dintre cei patru putând să interacționeze cu jocul, evitând momentele moarte în timpul sesiunilor de gameplay la party. Primul joc pe care îl recomandăm, dar ocupant al locului 7, este recenta reimaginarea clasicului Gauntlet, o experiență cooperativă în care trebuie să te bazezi pe coechipieri și viteză de reacție pentru a supraviețui provocărilor. Este un joc perfect pentru cei care doresc să invite amicii la o sesiune de gaming mai puțin bazată pe competiție și mai mult axată pe cooperare. Gauntlet este perfect în această privință, mai mult felul în care jocul este gândit facilitează acest gen de gameplay în patru jucători, constituindu-se în acel gen de joc pe care îl joci de plăcere. Pe locul 6-l avem pe Rayman Origins. Platformingul pe PC a avut câțiva reprezentanți notabili. Totuși, consolele sunt mediul în care acest gen apare cel mai des. Rayman Origins nu doar că este un platformer senzațional, delicios, dar îl poți juca în patru. Motivul jocului și dificultatea scăzută făcându-l ideal pentru familie. Prezentarea colorată și mecanicile relativ simple. Fac din Rayman Origins o recomandare perfectă pentru acest top, unde mai pui care are o poveste drăguță, combinată cu un gameplay aparent simplu, dar cu ceva substrat. Stick Fight The Game aterizează pe locul 5 pentru simplul motiv că avem un joc de 5 euro cu o estetică aparent simplă, dar cu un gameplay mortal. Jocul nu se diferențiază foarte mult de arena fighterele populare în ultima vreme, doar că folosește ca avatar celebrele personaje realizate din bețișoare. Stick Fight The Game dă posibilitatea unor meciuri scurte, îngrozitor de incitante și interactive, pe parcursul cărora nu te ferești doar de atacurile inamicilor, ci și de mediul înconjurător, ideea fiind să rămâi în viață. Se pot distruge prietenii cu acest joc, după câteva meciuri Stick Fight the Game reușind să scoată natura competitivă din mai toți jucătorii. Simulatoarele nu prea mai oferă de ceva timp opțiunea de split screen co-op, totuși Sega, dintre toți producătorii, se pare că încă mai include această opțiune în titlurile lansate. Unul dintre acestea fiind Sonic All-Star Racing, o clonă de Mario Kart pur sânge, care funcționează și se comportă absolut genial. Dacă reușești să treci peste lucrul copilăresc, vei găsi un joc extrem de antrenant, care va scoate bestia din tine ori de câte ori te întreci cu prietenii. Un titlu extrem de competitiv și unul care poate distruge prietenii, unele dintre scopurile jocului fiind să-ți devansezi și să-ți impiedici oponenții în curse, fiind perfect legal să folosești power-up-uri, moment în care sufrageria explodează. Bronzul este adjudecat de către Road Redemption, mai exact de recenta sa reinventare, care s-ar putea să te facă să-ți dorești să strângi anumite persoane de gât. Ideea unui racer pe motociclete, în care ești obligat să-ți căsăpești oponenții, este foarte drăguță. Dacă mai adaugi la asta un split screen în patru jucători și lași jocul să se desfășoare pe ecran, iadul va fi un loc mai rece. Un spirit competitiv și tensionat se va așterne în cameră și spiritele încinse vor încălzi atmosfera. Road Redemption este un exemplu de joc care este cel mai bine servit în sesiuni scurte, poate dăuna prieteniilor și interacțiunii sociale. Este o experiență brutală, dar una încântătoare, mai ales când ți-ai trimis cel mai bun prieten într-un camion și simți privirea fioroasă ațintită către tine. Pe locul 2 avem Magica, jocul gândit să fie jucat în 4 jucători și destinat să te facă să-ți pierzi mințile, încercând să găsești noi combinații de magii. Magica în sine este o experiență bestială. Totuși, când adaugi în mix alți trei jucători și începi să te distrezi pe hartă, cuvântul cooperativ capătă noi sensuri. Jocul având un dar unic de a te electrocuta sau exploda da, din când în când. Dacă ai un rând de prieteni de nădejde și dorești o experiență tensionată și plină de umor negru, nu poți să nu alegi acest joc. Este unul dintre cele mai distractive jocuri de acțiune în 4 din mai toate timpurile, dacă nu chiar cel mai bun. Doamnelor și domnilor, distrugătorul de prietenii mu vor dai. Trebuie doar să joci acest titlu cu încă trei jucători și vei înțelege de ce este pe primul loc. Realizat de un compatriot, Move or Die este jocul ideal de scos de la naftalină la o petrecere. Un joc bazat pe reacții rapide și unul extrem de competitiv, acest terminator de prietenii are darul de a te ține în priză câteva ore bune, sesiunile lungi riscând să dăuneze relațiilor tale sociale. Destul de divers, cât să nu te plictisească și încântător de colorat, Move or Die îți prezintă niște personaje simpatice care ascund adevărul. Un gameplay neiertător care taxează fiecare greșeală făcută de jucător și îl trimite inevitabil către ecranul de game over.